meu cum mai vrea un copil, însă Iubi îi interzice blonda. A fost cu noi mai sinceră ca niciodată și ne-a mărturisit de ce nu se mărită, dar și ce nu îi oferă bărbatul din viața ei. Ce planuri mai ai? Păi, în această toamnă, sora mea va avea nunta și nu trebuie să arăt impecabil. Bine, sora face nunta, dar tu eu, când faci nunta? De ce să mă grăbesc? Păi, de ce nu? Acum, o nuntă, o nuntă într-un an e suficient. De unde atâta finanțe? Pregătire, atâta finanțe, că chiar mi-am dat seama că costă foarte mult să faci o nuntă în ziua de astăzi, așa că mai bine investesc banii în mine. Dar nu ești puțin invidioasă? Cum să fii? Păi da, uite, sora ta face nuntă, alte prieteni fac nuntă, tu nu-ți dorești să fii mireasă, nu te-ai gândit niciodată? Să fii mireasă, e frumos să fii așezat la casa ta, să ai o familie. Dar le iau și eu în ordinea priorităților, adică facem casa, știi, copilul l-am făcut, casa e aproape finalizată și apoi pe la pensie, când o să fim noi mai liberi, cine știe. Pensie, deci nu te vezi mireasă în viitorul apropiat? Păi am avut ședințe foto, m-am tot văzut mireasă. Mireasă acum... foarte în regulă, acum să nu... Nu știu, cred că ar fi frumos și... fire, să ne așezăm la casa noastră mai așa, cu acte cum ar veni. Dar na, vedem la anul. Dar te-a cerut? Există un inel? Există, nu-l port pentru că eram însărcinată în perioada în care l-am primit, mi-a fost mare și nu l-am mai... Eu nu suport să am bijuterii oricum, niciun fel de inel. Sau ești puțin superstițioasă și... Păi, care ar fi superstiția? Nu știu. Nu e diamantul suficient de mare? Nu, e ok. N-am o problemă cu asta. Dar ați doar discutat despre nuntă, despre cum vedeți voi evenimentul ăsta, ce v-ați dorit? În ultima dori? Vreme nu mai discutăm despre nuntă, discutăm despre copil, despre grădinițe, despre viitor. Cred că la anul. Dacă nu mă ia la anul, deci nu mai... Eu aș vrea să facem un exercițiu așa de imaginație și hai să organizăm așa între ghilimele nunta. Cum ți-ai dori-o? La mare, la munte, vară, nu, iarnă? Contează să... evenimentul să fie așa, făcut din suflet, pe gustul nostru și să ne iubim noi și să ne respectăm. Să fie ceva simplu cu prieteni apropiați, adică nu mă interesează ceva grandios și cu tam-tam. Cred că voi avea două ținute în momentul în care, știi, ceva de zi pentru biserică, ceva de seară mai lejer, să mă pot mișca, să pot dansa alături de invitați. O nuntă tradițională sau mai pe modern? Cred că mai pe modern, nu știu, nu prea... N-ai vrea să se respecte tradiții, furatul miresei, tot felul de... Mă refer în ceea ce privește partea culinară sau designul locației. N-aș merge pe tradițional, adică nu-mi doresc sarmale. Uite, de exemplu, iubitul meu e pe varianta, să zic, cu sarmale. Nu știu, nu ne înțelegem, domnule, deci din cauza asta nu fac. Nu am găsit meniu. Mai facem încă un copilaș, ceva? Da, cine știe. Noi lucrăm mai intensiv, acum, na. Deci nu ziceți, nu, să mai aveți încă un copilaș? Nu, chiar așa, dau așa din casă, fetița mea, în sfârșit, m-a întrebat, mami, când îmi faci o surioară? Mami este ea deschisă, dorește. Tati e puțin mai sunt deschisă. Reticent? Problema a fost că nu mi-a fost deloc simplu. Mi-aș fi dorit o diferență de vârstă mult mai mică, adică un an, doi, să fie cât mai apropiate. Acum, nu știu, om vedea. Dacă Dumnezeu vrea mai repede, noi suntem pregătiți, suntem mănâncă trei buri, mănâncă și a patra.